Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Florin Bucătărie! Astăzi pregătim bezele. Bezele cu bobițe de ciocolată. Parcă sunt inimioare, dar sunt bobițe. 30 de grame. 30 de grame de nucă măcinată. 250 grame de zahăr. Zahăr normal, tos. O lingură de zeamă de lămâie. Linguriță. Și 125 de grame de albuș de ou la temperatura camerei. Punem albușul. Cu o linguriță de zeamă de lămâie, cum v-am zis. Hai să mai pun puținică. E lingurița plină. Și îl batem până stă lingurița în el. Îl mixăm. Deci, cum v-am zis, trebuie să stea lingura așa, în albuș. Și acum începem și adăugăm zahărul. Puțin, așa, câte puțin. Și continuăm să mestecăm. După ce terminăm de încorporat zahărul, continuăm să batem 3 minute și trebuie să avem beza gata. Am terminat de bătut, vedeți? Așa trebuie să arate. Și acum adăugăm nuca și ciocolata. Așa, trebuie să arate amestecul nostru. Și acum pur și simplu luăm cu lingura în aceasta mare și facem aici moțulețe. Vedeți? Cu cea mică o răsucim așa un pic, să o facem cât de cât rotundă și punem aici. Vedeți? Foarte frumușele trebuie să ne iasă. Așa procedăm cu tot. Stai acolo. Așa arată bezelele noastre. Mergem cu ele la cuptor, cuptorul încins la 100 de grade pentru 90 de minute. Dragilor, bezelele noastre s-au copt, vedeți? Le-am scos. Așa trebuie să fie. Fundulețul. Vedeți? Și le lăsăm puțin să se răcorească puțin și le scoatem după hârtie și le putem servi. Dragilor, acestea sunt bezelele noastre. O rețetă ușoară, cum ați văzut, și un pic mai schimbată, cum v-am spus, cu ciocolată, bobițe de ciocolată și cu nucă măcinată. Așa arată în interior. Miroase foarte, foarte bine ciocolata aceea. Vedeți? Vedeți? Iați. Așa trebuie să fie goale, așa, aproximativ în cuvânt. Foarte, foarte bine au ieșit bezelele mele. Sper să le faceți și voi, să le probați și să lăsați într-un coment dacă v-au ieșit. Dacă nu se coc în 90 de minute, mai prelungiți cu 10-15 minute până obțineți rezultatul acesta. Pe spate să dăm așa cu degetul și să nu se rupă, da? Ne revedem la următoarea noastră rețetă.
cu mult drag. La revedere!